Un accident rutier grav a avut loc astăzi, 24 martie, la Deva, pe strada Nicolae Bolcescu. Un șofer în vârstă de 74 de ani, care voia să iasă de pe o stradă secundară, nu a acordat prioritate și a lovit o altă mașină condusă de un șofer care conducea regulamentar. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului, din primele cercetări, au stabilit faptul că evenimentul rutier s-a produs pe fondul unei neacordări a priorității de trecere, respectiv un autoturist care a pădrus de pe un drum secundar în bulevardul Nicolae Bălcescu. În urma impactului dintre cele două autoturisme, unul dintre conducători auto a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În acest caz, polițiștii întocmind un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Salvatorii din cadrul detașamentului Deva au intervenit de urgență cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una dotată cu modul de descarcerare și un echipaj de prim ajutor. În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 74 de ani a rămas încarcerat. Salvatorii au extras victima în siguranță, acesta a fost asistat medical la fața locului, fiind ulterior transportată la unitatea de primiri urgențe Deva, conștientă și cooperantă. Celelalte două persoane implicate în accident nu au necesitat îngrijiri medicale.